Bună ziua și bine ați venit la noul webinar organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. De data aceasta, un webinar dedicat proiectelor de mobilitate de educație a adulților. Numele meu este Miruna Covaci, sunt parte din echipa Departamentului de Comunicare din cadrul Agenției Naționale și îmi face plăcere să deschid acest webinar și să le prezint pe colegele mele care vor fi alături de dumneavoastră și vă vor răspunde la întrebări, dar vă vor și prezenta ce înseamnă aceste proiecte. Este vorba de colega mea, Anca Jugaru, și de colega mea, Mărioara Ene. Ele vor fi practic gazdele dumneavoastră în cadrul acestui webinar. Pentru a vă explica foarte pe scurt cum se va derula această sesiune, vă rog să mai ne acordați un minut de atenție. În prima parte a acestei întâlniri online, colega mea Anca Jugaru vă va prezenta ce înseamnă proiectele de mobilitate de educație a adulților și cum vă puteți dezvolta comunitatea prin astfel de proiecte de succes. După aceea, vom aloca aproximativ 10 minute pentru ca dumneavoastră să adresați întrebări pentru colegele mele. Doar ca să vă explicăm încă de la bun început, aceste întrebări se vor transmite în scris. Dacă vizualizați panoul de administrare pe care îl aveți în cadrul acestei platforme, veți vedea în partea dreaptă o secțiune care este dedicată întrebărilor și vă invităm să adresați acele întrebări în scris în secțiunea respectivă. În timpul în care dumneavoastră veți transmite aceste întrebări, după aceea ne vom reîntâlni cu colegele mele care vă vor răspunde la întrebările pe care le aveți. Le dau cuvântul așadar colegelor mele, Anca Jugaru și Mărioara Ene, și mult succes în a descoperi aceste proiecte și ce înseamnă ele. Bună ziua, numele meu este Anca Jugaru, așa cum v-a spus Miruna, și împreună cu colega mea, Mărioara Ene, o să încercăm astăzi să vă familiarizăm cu formularul de candidatură pentru proiectele Erasmus Plus în domeniul educației adulților și să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Ceea ce vreau să adaug la cele spuse de Miruna este faptul că acest webinar va fi înregistrat, îl veți găsi în totalitate în format atât al prezentării cât și a întrebărilor și răspunsurilor pe site-ul Agenției Naționale și veți putea să-l consultați de oricâte oră să aveți ulterior nevoie de aceste informații. Așadar, despre ce vom vorbi astăzi? Vom vedea care este ciclul de viață al unui proiect. O să încercăm să înțelegem cum realizăm o candidatură. Vom parcurge cele mai des întâlnite erori dintr-un formular de candidatură și, cum spuneam, vă vom răspunde la întrebări în măsura în care sperăm să ni le și adresați. Fără să vreau să intru în foarte multe detalii, cred că e util să știți care sunt pașii pe care îi parcurgeți atât dumneavoastră, cât și Agenția Națională în realizarea în dezvoltarea unui proiect. Tocmai pentru a vă alcătui în bune condiții un timing al derulării acestuia. Așadar, în ideea că plecați de la analiza de nevoi comunitare și instituționale, vă veți stabili un grup țintă al personalului propriu care urmează să participe la mobilitățile și la proiectul dumneavoastră, veți traversa o temeinică analiză a capacității organizaționale și financiare a organizației, a instituției dumneavoastră, identificând în aceste condiții potențialii parteneri de formare sau la care urmează să vă desfășurați activitățile propuse. Veți creiona deja elaborarea proiectului și veți urmări obținerea codului PIC. Pentru cei care nu au făcut deja acest demers și care au nelămuriri, iarăși vă sugerăm că există pe site-ul Agenției Naționale un webinar înregistrat de săptămâna trecută cu detalii referitoare la toate procedurile pentru obținerea codului PIC. Cu aceste două elemente veți aplica proiectul dumneavoastră, veți depune candidatura dumneavoastră pe site-ul și în baza de date a Comisiei Europene. Din acest moment
proiectul intră în jurisdicția și în grija Agenției Naționale, care va traversa un proces de evaluare a eligibilității, va transmite proiectul spre evaluare calitativă de către un expert independent, va calcula bugetul, îl va verifica și va calcula corectitudinea lui, corectând acolo unde apar erori, și în fine va elabora o listă a proiectelor finanțabile în ordinea punctajului obținut, care va fi publicat de comitetul de aprobare și publicat de comitetul de selecție. Acesta se va transmite, va transmite scrisoarea oficială de aprobare a finanțării și din acest moment se va încheia contractul de finanțare între Agenția Națională și dumneavoastră ca beneficiari. Din acest moment proiectul intră în linie dreaptă de ulărisare cu toate fazele pe care dumneavoastră vi le-ați propus. Va începe printr-o finanțare de circa 80% din bugetul acordat, de aceea este foarte importantă ceea ce vă spuneam la un moment dat, la început, analiza capacității financiare, atât a dumneavoastră ca organizație, cât și a participanților, pentru a vă asigura că veți putea acoperi necesarul de rest de 20% până la aprobarea raportului final și respectiv plata soldului rămas din bugetul aprobat în cadrul proiectului. Cu aceste elemente în minte, haideți să vedem care sunt, în primul rând, tipul activităților de mobilitate susținute de, finanțate de programele Erasmus+. Ele sunt trei la număr, stagii de observare sau job shadowing, cursuri de structurare sau evenimente de formare, respectiv misiuni de predare în instituții și organizații din țări partenere. Job shadowing-ul și teaching assignment-ul sunt relativ asemănătoare din punct de vedere al obligativității față de formularul de aplicație și o să vi le descriu în continuare cam ce cuprind. Job shadowing-ul reprezintă mobilități de scurtă durată care nu necesită taxă de realizare, reprezintă, impun o identificare prealabilă a instituției partenere și stabilirea unui program pe zile de stagiu, program care trebuie încărcat în formularul de candidatură în secțiunea O, iar datele partenerului se introduc obligatoriu în formular. Asemănător, misiunile de predare se derulează în instituții, organizații din țările partenere la program. Ele necesită o identificare firește prealabilă a instituției și agrearea unui program împreună cu aceasta. Datele partenerului de asemenea se introduc obligatoriu în formular și de asemenea, ca și stagiile de observare, nu ne implică taxă de derulare a activității. Cele mai frecvent folosite tipuri de activități rămân totuși în cadrul proiectelor de mobilitate, cel puțin de până acum, cursurile de formare, care trebuie să fie firește cu o tematică relevantă pentru domeniul și pentru nevoile identificate de instituție. Se identifică de către fiecare instituție aplicantă în parte de pe piața de formare specifică domeniului educației adulților și urmărește formarea personalului propriu al organizației aplicante. Cine pot fi jucătorii, ca să spunem așa, în cadrul unor proiecte de mobilitate? Așadar, pot fi organizațiile participante, minim două, organizație de trimitere și respectiv organizația sau organizațiile gazdă, sau putem vorbi despre un consorțiu, adică un grup de minim trei instituții care candidează împreună sub coordonarea uneia dintre ele, toți membrii consorțiului trebuind să fie nominalizați în cadrul candidaturii, de asemenea, toți membrii consorțiului să provină obligatoriu din aceeași țară. Iarăși de reținut, sunt scrisorile prin care mandate letter, scrisorile prin care partenerii mandatează organizația coordonatoare să depună candidatura în numele lor și să gestioneze proiectul. De asemenea, scrisorile trebuie încărcate în formular în secțiunea O. Aș dori să rețineți legat de criteriile de eligibilitate care vor fi utilizate de agenție pentru verificarea aplicației dumneavoastră, a proiectului dumneavoastră, le găsiți listate la pagina 61-66 în ghidul programului, dar vreau să rețineți că se verifică
Apartenența activităților descrise de dumneavoastră la cele trei domenii pe care vi le-am enunțat anterior se verifică de asemenea în profilul aplicantului sau a membrilor consorțiului, respectiv apartenența acestora la domeniul educației adulților și nu în ultimul rând se verifică ca aplicantul sau consorțiul să depună o singură candidatură în cadrul domeniului educației adulților în aceeași rundă de selecție. Rețineți de asemenea că nu contează cât de bine a fost conceput proiectul. În cazul în care nu îndeplinește criteriile de eligibilitate, acest lucru va conduce automat la respingerea propunerii în întregime. Să vedem așadar cam cum arată formularul de candidatură. În primul rând, prima observație, vă rugăm, asigurați-vă că vă aflați pe formularul corect de candidatură, respectiv dedicat educației adulților, pentru că am avut o serie de situații în care erau proiecte foarte bine scrise, dar s-a aplicat pe formulare din educația școlară sau din domeniul VET. Limba în care redactați proiectul este la alegerea dumneavoastră, poate să fie română, engleză sau franceză. În cazul în care este română, veți redacta un rezumat în limba engleză corespunzător. Proiectul are desigur un titlu, care să fie cât mai relevant în raport cu conținutul lui, o durată, care poate fi de 12 sau de 24 de luni. Vă sugerăm ca durata pe care o veți înscrie aici să fie una rațional fixată, stabilită de dumneavoastră în raport cu obiectivele generale ale organizației, cu alte proiecte pe care le aveți în derulare, cât și cu numărul membrilor care formează organizația dumneavoastră. Proiectul are o dată de început pe care trebuie să o declarați cu exactitate. Vă sfătuim, ea poate să fie undeva între 1 iunie și 31 decembrie, dar vă sfătuim, aici vreau să insist, vă recomandăm să nu fixați această dată începând cu 1 iunie, ținând seama de procedurile pe care vi le-am derulat mai devreme în ciclul de viață a unui proiect, proceduri interne ale agenției, cât și pașii pe care dumneavoastră trebuie să-i parcurgeți. De asemenea, nu omiteți să selectați Agenția Națională din România, deoarece altfel proiectul nu calculează corect bugetul. În secțiunea următoare veți completa codul PIC despre care vorbeam și care va atrage după sine toate datele specifice organizației dumneavoastră, așa cum au fost înregistrate pe platforma URF. Vreau să insist câteva minute asupra faimosului hashcode care ne-a tot pus întrebări. Nu vă îl luați în considerație, este un cod intern, nu are nicio legătură cu validarea formularului, se schimbă sau nu se schimbă, este o chestiune care nu influențează nici de cum, nici validarea și nici conținutul acestuia. Pe fiecare pagină aveți un buton de validare pe care îl puteți acționa și veți obține un mesaj de avertizare că nu ați încheiat validarea, pentru că validarea este considerată încheiată doar când ajungeți la sfârșitul formularului. Deci puteți să faceți aceasta pe fiecare pagină sau doar la sfârșitul formularului. În continuare, în secțiunea C1.2, dacă aplicați în numele unui consorțiu, va trebui să declarați aceasta introducând picul fiecarei a dintre organizațiile membre ale consorțiului. Ceea ce iarăși vreau să rețineți este că la sfârșitul aplicației, la sfârșitul formularului, în secțiunea K1, o să apară înregistrată numai numele ultimei membre a consorțiului introduse de dumneavoastră, ceea ce este forma în care a gândit Comisia acest formular. Nu este o eroare, nu va determina nicio problemă în validarea formularului dumneavoastră. În secțiunea C1.3 aveți posibilitatea să prezentați organizația dumneavoastră cu un experiență și activități trecute. De asemenea, puteți înregistra dacă ați aplicat, deci dacă ați depus doar candidatură sau dacă ați primit finanțare în anul precedent. Dacă doriți mai multe înregistrări, mai multe programe de adăugat, acționați butonul plus. Dimpotrivă, dacă ați greșit cu minus, ștergeți ceea ce nu satisface decizia dumneavoastră de declarare. În secțiunea C1.5 se declară persoana responsabilă cu coordonarea proiectului.
Vă rugăm să indicați o adresă de e-mail funcțională pe care persoana respectivă o verifică periodic și asemenea un număr de telefon activ. De reținut pe această pagină, în subsol, aveți o recomandare asupra căreia vreau să insist un pic. Este vorba de faptul că programul Erasmus Plus nu impune nominalizarea partenerilor de proiect decât pentru proiectele care se referă la job shadowing sau misiuni de predare. Pentru aceste tipuri de activități, așadar, trebuie să vă declarați cu exactitate partenerii, așa cum vă spuneam, să îi adăugați prin acționarea butonului Add Partner și introducerea picului și a datelor de identificare pentru fiecare. Pentru celelalte tipuri de activitate, respectiv pentru cursurile de formare, însă vă recomandăm să vă stabiliți cu mare fermitate și exactitate partenerii. Chiar dacă nu îi veți declara în această secțiune, dumneavoastră trebuie să știți cu exactitate cine sunt, să aveți de la ei oferte ferme, chiar contracte. Toate problemele pe care le-am avut și le-au avut proiectele aflate în derulare în acest moment au pornit tocmai din versatilitatea acestei relații cu formatorul extern, din renunțarea sau cancelarea sau amânarea sau mutarea cursurilor dintr-o țară în alta, dintr-o zonă în alta, lucruri care au încurcat teribil derularea proiectului. Mergem mai departe în cadrul formularului și haideți să vedem în secțiunile H și J ce informații trebuie să introducem. Avem, în primul rând, noțiunea de flux, noțiunea de bandă de distanță și bugetul de călătorie. Ce înseamnă fluxul? Fluxul este mobilitatea realizată de una sau mai multe persoane în același timp, la același curs și în aceeași țară. Introducerea fluxurilor în formularul de candidatură se face în ordinea cronologică a desfășurării mobilităților, iar structura fluxurilor se replică sub aceeași formă în capitolele J1, J2, J3 și J4, cu excepția activității de job shadowing, unde nu există taxă de curs. Banda de distanță reprezintă distance band, reprezintă banda de distanță în care se încadrează distanța dintre localitatea de origine până la localitatea de desfășurare a activității de formare. Ea se calculează folosind calculatorul de distanță pus la dispoziție de comisie, fără a dubla distanța obținută. Distanța rezultată reprezintă banda în funcție de care se acordă o sumă fixă pentru transport. Travel budget reprezintă suma acordată sub formă de contribuție la costurile de călătorie. Este calculată în concordanță cu banda de distanță selectată și de numărul participanților, iar suma se acordă conform baremelor stabilite de comisie și publicate în ghid la pagina 70. În formular, acest lucru găsiți în secțiunea H1, unde va trebui să selectați tipul de activitate A1 pentru activitățile de cursuri structurate, cum vă spuneam, și job shadowing, A2 pentru misiunile de formare. După care, trebuie să introduceți, practic, informațiile referitoare la aceste activități. Fluxurile, unul câte unul, cronologic, așa cum menționam anterior. Asigurați-vă, în primul rând, că țara de origine este întotdeauna, pe această coloană, România. Fiți atenți la acest lucru, nu cumva din browserul de selecție să selectați din greșeală altă țară. Asigurați-vă la țara de destinație că nu este România și este orice altă țară, deoarece și aici am avut erori, România, origine și destinație este o formă de flux neacceptată de programele Erasmus+. Alegeți-vă, în fine, banda de distanță. Cum vă spuneam, pe baza calculatorului de distanță pus la dispoziție de comisie, alegând cât mai aproape de orașul dumneavoastră de localizare a organizației, respectiv orașul de destinație a cursurilor, cu cât banda de distanță este mai largă și mai acoperitoare, cu atât vă asigurați costurile de călătorie acoperitoare față de proiectul dumneavoastră. Durata activităților. Durata activităților poate fi declarată, poate, deci cuprinde, exceptând, așa cum vedeți, zilele de călătorie și poate reprezenta
5 zile de activitate cu 2 zile de călătorie, vi se însumează pe coloana corespunzătoare, poate reprezenta 7 zile de activitate, incluzând și weekendul, deci 9 zile, cu 2 zile de călătorie avem un număr de 11 zile, sau putem avea 10 zile de activitate, de 10 zile de training, cu 2 zile peste weekend și cu cele 2 zile de, de transport, aveți 14 zile. Așadar, în funcție de oferta de formare pe care o aveți în cazul cursurilor structurate sau oferta de aranjamentul, angajamentul și planul de job shadowing, dumneavoastră veți stabili cu exactitate aceste zile de activitate. Indicați numărul de participanți de la fiecare din tipurile de activități selectate, de asemenea în câmpurile aferente nevoilor speciale. Dacă nu aveți participanți, vă rugăm să introduceți neapărat o cifră, altfel cifra 0 sau cifra semnificativă în cazul în care există, pentru că altfel nu vi se va completa corect bugetul. Mai departe, în secțiunea J a formularului, vor fi calculate o serie de alte elemente esențiale pentru buget, și anume individual support, organizational support și course fees. Suportul individual sau susținerea individuală reprezintă contribuția zilnică acordată pentru cheltuielile de subsistență necesare pe durata mobilității, este destinată pentru a contribui la acoperirea costurilor de cazare, masă, transport pe durata mobilității, deci a costurilor de subsistență, se acordă în funcție de baremul stabilit pentru grupa din care face parte țara de destinație, care se aplică, baremul aplicat în România îl găsiți în apelul național. Un buget cât mai aproape de realitate se calculează dacă la momentul întocmirii candidaturii se cunoaște clar țara unde va avea loc formare. Valoarea grantului pentru subsistență se generează automat în formular odată ce a fost introdusă țara de destinație. Organizational support este o sumă în quantum fix de 350 de euro, este acordată în funcție de numărul de participanți la mobilități în mod automat. Este destinată acoperirii costurilor implicate de activitățile de pregătire a mobilităților personalului organizației. Se generează automat, cum vă spuneam, odată cu completarea numărului de participanți. Costurile pentru cursurile de formare, course fees, suma acordată pentru plata activității de formare în quantum de 70 de euro pe zi, este calculată în funcție de durata activității de formare. Un buget cât mai aproape de realitate se calculează dacă sunt identificate ofertele de formare potrivite la momentul, la momentul întocmirii candidaturii. Se generează automat în formular odată cu introducerea tipului de activitate și a numărului de zile și de participanți. Completarea secțiunii se face, o să vă arăt cu ajutorul butoanelor plus și minus, conform ghidului programului, suma de referitoare la taxa de curs trebuie motivată în candidatură. Așadar, dacă s-a completat corect secțiunea precedentă H, automat o să apară completate în secțiunea de travel tipurile de activități, numărul de fluxuri, țările, benzile de distanță. Dumneavoastră trebuie să introduceți doar în căsuțele cu chenar roșu numărul de participanți, automat se va calcula bugetul total, atât pe fiecare flux în parte, cât și pe întregul capitol bugetar. De aceeași manieră, suportul, susținerea individuală, în funcție de durata de zile, de numărul de participanți, nu uitați să completați corect cu 0 sau cu cifră semnificativă câmpul referitor la persoanele însoțitoare, va conduce la calculul final corect al grantului pe flux sau pe total. Suportul organizațional se completează, cum vă spuneam, automat pe total număr de participanți. În ceea ce privește costurile de formare, acestea trebuie să le introduceți dumneavoastră, va trebui să acționați căsuța de activitate, automat se completează numai cursurile structurale, fiindcă ele sunt singurele care suportă și sunt susținute prin costuri de programul de finanțare. Dacă aveți mai multe câmpuri și mai multe fluxuri de adăugat, cu apăsând tasta plus, pe minus ștergeți ceea ce nu vă interesează.
Durata în zile o indicați conform ofertei de formare. Rețineți însă că programele de mobilitate în domeniul educației adulților și, în general, programele Erasmus Plus și în educația școlară finanțează pregătirea și formarea în cursuri de maxim 10 zile. Deci orice depășire a duratei de 10 zile este trunchiată la 10. Așadar, pentru o persoană, maxim 700 de euro pot fi finanțate pentru aceste cursuri de formare. Introduceți de asemenea numărul de participanți corespunzător activităților dumneavoastră și ceea ce doresc să vă mai să insist, pentru că una din problemele care ne-am confruntat la buget, este nu cumva să însumați duratele și numărul de participanți în ideea că toate au aceeași valoare a grantului și toate sunt în activitatea 1, pentru că din punct de vedere aritmetic vă va conduce la o eroare gravă a bugetului și acesta va fi corectat. După toate aceste completări corecte, se va genera bugetul total pe capitole bugetare, în total, suportul organizațional și valoarea total calculată. Verificați toate aceste elemente dumneavoastră înșivă în funcție de ceea ce v-ați propus să derulați ca și tipuri de activități. În final, va trebui să validați, cum vă spuneam, și să acționați butonul de submission online pentru întregul proiect. Am încercat să selectăm pentru dumneavoastră secțiunile cheie din partea narrativă a formularului de candidatură. Voi insista pe câteva dintre ele doar, urmând ca dumneavoastră să ne întrebați acolo unde nu aveți foarte bine clarificate problemele, sau vă recomand de asemenea să parcurgeți webinarul dedicat educației școlare, în care secțiunile sunt explicitate foarte, foarte clar în amănunțime, cele două domenii fiind complementare. Așadar, Planul European de Dezvoltare, faimosul Plan European de Dezvoltare, reprezintă cadrul strategic ce face legătura dintre strategia internă de dezvoltare a organizației dumneavoastră și proiectul de mobilitate. El se redactează în corelație cu țintele, obiectivele strategice din planul instituțional de dezvoltare și reflectă efectele produse de proiect în sensul atingerii nevoilor identificate de dumneavoastră. Nu anexați în această zonă planuri legant pe care poate le aveți sau nu făcute, nu ăsta este scopul lui. Trebuie să arătați practic în ce fel planul dumneavoastră de dezvoltare se încadrează în planul instituției și ce dimensiune, în ce măsură el are și își propune o dimensiune europeană și internațională. Secțiunea E de descriere a proiectului se elaborează prin raportare la Planul European de Dezvoltare. Urmăriți în ea prezentarea motivației proiectului, de ce este el necesar instituției dumneavoastră. Urmăriți iarăși formularea unui număr rezonabil de obiective în concordanță cu nevoile identificate și nu uitați să aibă obiective clar definite în termeni măsurabili. Am selectat pentru dumneavoastră din secțiunea F cât mai multe elemente legate de profilul participanților. În primul rând, în ceea ce privesc participanții, nu uitați că profilul lor trebuie elaborat prin raportare la Planul European de Dezvoltare. Apoi, numărul participanților nu este limitat și nu presupune introducerea numelor persoanelor, ci doar a profilului profesional vizat din perspectiva nevoilor identificate. Selectarea participanților poate fi realizată până în momentul depunerii candidaturii sau la începutul implementării proiectului. De asemenea, în procesul de selecție aveți grijă să nu fie implicați participanții la mobilități, deci să nu aveți conflicte de interese, procesul trebuie să fie public, transparent și obiectiv. Pentru fiecare profil participant descris, aveți în vedere identificarea tipurilor de competențe, de abilități, de cunoștințe așteptate a fi dobândite,
după activitățile de formare și care, introduse în practică, puse în aplicație la nivelul instituției dumneavoastră, vor contribui la atingerea nevoilor identificate. Recunoașterea competențelor se face, nu uitați, prin emiterea certificatului Europass de către organizația dumneavoastră în colaborare cu instituția parteneră, formatorul străin, și a nu se confunda acest certificat cu certificatul de participare la cursuri, care atestă, de fapt, locul, perioada, prezența la formarea, la cursurile respective de formare. În fine, în secțiunea G este dedicată pregătirii proiectului. Trebuie să diferențiați categoria de pregătire generală a proiectului și la nivelul participanților. În ceea ce privește pregătirea generală a proiectului, țineți seama de componenta de management concepută la nivel instituțional și din perspectiva comunicării cu partenerii, iar în ceea ce privește participanții, descrieți cât mai fidel pregătirea acestora în corelație cu nevoile identificate, ce activități urmează să desfășoare, cum se vor desfășura acestea, cât vor dura, cine le va face și când anume, firește. În secțiunea H, așa cum v-am menționat și pe formular, se menționează activitățile principale, atât de gestiunea proiectului, cât și de participarea propriu-zisă la mobilități. Introducerea corectă a datelor mobilităților vă asigură obținerea, cum spuneam, și a unui buget bine calculat. Ce atașăm la candidatură? Declarația de onoare, în primul rând, aceasta se imprimă prin butonul Print Declaration, se scrie de mână numele reprezentantului legal, se semnează, se ștampilează și se anexează în format PDF la formular. În cazul în care aveți consorții, se anexează de aceeași manieră scrisorile de mandat, în sensul de PDF-uri. De asemenea, pentru activitățile de job shadowing sau teaching abroad, se anexează programul de stagiu sau programul misiunii. Am încercat să identificăm pentru dumneavoastră punctele slabe în elaborarea candidaturilor, așa cum au reieșit ele din experiența de anul trecut. Respectiv, s-a constatat o documentare deficitară în vederea redactării și transmiterii unei candidaturi, nu se parcurgeau ghidul programului, nu se cita apelul național, lipseau o grămadă de informații pe care acolo le-ar fi găsit candidații fără niciun fel de problemă. Modul de transmitere apoi al online a candidaturii, aceeași candidatură transmisă de un număr mai mare decât una de ori. Dimensiunea strategică redusă a proiectelor depuse, un plan de dezvoltare europeană slab corelat cu strategia instituției candidate, o concordanță redusă între nevoile instituționale, profilul participanților și activitățile de formare vizate, o descriere sumară a impactului în termen general și fără de dimensiune măsurabilă și, de cele mai multe ori, necunoașterea temeinică și neaplicarea principiilor managementului de proiect în redactarea candidaturilor. Pornind de la aceste elemente, am încercat să alcătuim pentru dumneavoastră un decalog al unei candidaturi de succes, evident că nu este nici singurul, nici perfect, dar care poate parcurs înainte de depunerea candidaturii, vă va ajuta, măcar teoretic, să verificați, așa ca un checklist, dacă ați îndeplinit aceste minime cerințe. Dacă, deci, aplicația noastră, candidatura, a fost elaborată pornind de la nevoile comunitare și instituționale, armonizate cu nevoile individuale ale personalului organizației. Dacă conține un plan european de dezvoltare bine structurat, care are ca scop modernizarea și internaționalizarea activității organizației. Verificați dacă a identificat parteneri de proiect de încredere, furnizori de oferte ferme de formare. De asemenea, ca durata să fie bine justificată, să fie corelată realist cu activitățile proiectului. Nu uitați ca numărul de participanți și durata activităților să fie rațional estimate în raport cu personalul și volumul de activitate al instituției dumneavoastră.
De asemenea, asigurați-vă că această candidatură are un buget echilibrat raportat la capacitatea financiară a organizației, a participanților, cât și la bugetul total al domeniului educației adulților. De asemenea, fiți sigur că candidatura dumneavoastră se bucură de o planificare și organizare temeinică a tuturor etapelor de implementare a proiectului. Urmăriți care este valoarea adăugată a competențelor dobândite de participanți în cadrul instituției și comunității. Urmăriți diseminarea și impactul rezultatelor proiectului în afara organizației, la nivel local, regional, național și european. Și nu în ultimul rând, sustenabilitatea proiectului dumneavoastră după durata de viață a proiectului, efectele sale pe termen lung. Cu toate aceste elemente, vreau doar să mai rețineți, să nu uitați, câteva aspecte, anume că pentru domeniul educației adulților proiectul trebuie să se încadreze între 12 și 24 de luni. Pentru proiectele depuse de organizații din mediul privat care depășesc grantul de 60.000 de euro, se va face o evaluare a capacității financiare. Să vă asigurați că organizațiile implicate în proiectul, organizațiile implicate în proiectele noastre sunt organizații active în domeniul educației adulților. Iar să verificați că data de începere a proiectului trebuie să fie realist menționată pe formularul de candidatură, ținând seama de activitatea generală a organizației și procedurile agenției naționale. Limba de completare a formularului de candidatură trebuie să fie româna, engleza sau franceza. Și nu în ultimul rând, că trebuie implicate minim două organizații din două țări diferite ale programului sau din țări partenere. Sau minim trei membri dintr-un consorțiu, toți trei provenind din aceeași țară. Dacă ați realizat toate aceste elemente, mai mult decât sigur ați obținut o candidatură de succes, dar pentru ca ea să fie și finanțată, va trebui să o transmiteți până la data de 4 martie, ora 13, ora locală, orice candidatură, ora Bucureștiului așadar, orice candidatură trimisă după această oră va fi automat respinsă din sistemul electronic. Să verificați conform checklist-ului pus la dispoziție de formular că ați parcurs toți pașii menționați acolo și să rețineți că această aplicație, această candidatură nu se transmite decât online. În cazul în care, până la expirarea termenului limită, nu reușiți transmiterea candidaturii online din motive tehnice, iar încercările repetate sunt înregistrate în secțiunea P4, aveți la dispoziție 2 ore de la expirarea termenului prin care puteți trimite formularul anexat unui e-mail la Agenția Națională, precizând în mesaj picul, numele instituției. La expirarea acestui interval, deci de 2 ore, niciun alt mesaj nu va mai fi luat în considerare. Cu aceasta ne-am încheiat prezentarea elementelor pe care le-am considerat semnificative pentru formularul de aplicație în domeniul educației adulților. Informații suplimentare vă punem la dispoziție pe site-ul național, la cele două, la website-ul indicat aici, de asemenea, cele două adrese de e-mail ale colegei mele și al meu, ca și la telefon, ne puteți adresa întrebări, probleme și suferințe de ale dumneavoastră pe parcursul acestei provocări care o reprezintă formularul de candidatură. Îi dau cuvântul colegei mele Miruna Covaci, care vă va prezenta pașii tehnici următori pentru punerea întrebărilor. Mulțumim foarte mult, Ancăi, pentru această prezentare. Deja suntem siguri că aveți informații extrem de importante pentru a derula și a candida cu succes în cadrul programului Erasmus+.
Avem în acest moment încă 10 minute pe care vrem să le alocăm pentru ca dumneavoastră să adresați întrebările pentru colegele mele Anca Jugaru și Mărioara Ene. Repet ce am spus de la bun început și anume faptul că în panoul de administrare pe care îl aveți dumneavoastră există o secțiune dedicată întrebărilor. Aceste întrebări se vor scrie și vă așteptăm timp de 10 minute să scrieți întrebările pe care le aveți și pe care, la care colegele mele vă vor oferi un răspuns. Revenim așadar la ora 3 și jumătate cu răspunsurile la întrebări. Între timp, în timpul acestei scurte pauze, voi reveni la rândul meu cu câteva scurte informații privind site-ul programului Erasmus Plus și canalele noastre de comunicare. În câteva minute voi reveni așadar și nu uitați să adresați întrebările dumneavoastră. Bună ziua și bine v-am regăsit! Din nou vă vorbește Miruna Covaci, cum vă spuneam de la început, sunt parte din Departamentul de Comunicare și pe parcursul acestor câteva minute o să vă rețin atenția cu o scurtă, foarte scurtă prezentare a site-ului nostru erasmusplus.ro. Pe parcursul acestei prezentări, dacă mai aveți ultimele întrebări pe care le puteți adresa colegilor mele, vă rog să faceți acest lucru folosind panoul dumneavoastră de administrare și imediat după aceea colegele mele vă vor oferi răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Cum vă spuneam, aș vrea să vă prezint un pic site-ul programului Erasmus Plus în România. Este ceea ce vedeți în acest moment, practic, pe ecranul dumneavoastră. Un prim lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este faptul că adresa oficială a site-ului este erasmusplus.ro, fără cratimă sau alte semne între literele Erasmus Plus. Așadar, asigurați-vă de la bun început că intrați pe site-ul oficial al acestui program. Tot pe site-ul Erasmus Plus veți putea vedea în partea de jos a paginii și trimiteri către canalele noastre oficiale de Facebook și de YouTube. De altfel, pe canalul de YouTube, deja puteți vedea încărcate ultimele webinare pe care Agenția Națională le-a organizat. Tot pe acest canal veți putea vedea în curând, după terminarea webinarului la care sunteți acum participanți, înregistrarea acestuia și veți putea să reluați informațiile pe care vi le-a prezentat colega mea, Anca Jugaru. Revenind la site, vă spuneam, pe acest site găsiți toate informațiile necesare pentru că suntem la un webinar dedicat proiectelor de mobilitate pentru educația adulților. O să vă prezint foarte pe scurt secțiunea dedicată din site. O vedeți aici așadar și în momentul în care accesați această secțiune veți găsi informații despre proiectele de mobilitate, cât și documentele și informațiile utile pentru 2015. Vă atragem atenția că în acest moment pe site se regăsesc și informațiile aferente anului 2014, dar cele care vi se adresează sunt cele pentru anul 2015. De asemenea, vă atragem atenția și asupra celorlalte secțiuni pe care le are site-ul. De interes ar putea să fie și codul de identificare, secțiunea adresată dedicată codului de identificare PIC, iar aici veți găsi inclusiv înregistrarea webinarului care s-a realizat pe această temă. Și foarte pe scurt, o să vă prezint doar și în secțiunea care sunt actorii, foarte pe scurt o să vă prezint doar colaboratorii noștri, în special rețeaua de formatori Erasmus Plus, doar cu scopul de a vă atrage atenția asupra faptului că există și această oportunitate pe care Agenția Națională o oferă, și anume de a participa la cursuri dedicate și în contextul programului Erasmus Plus. Le vedeți aici, în curând această secțiune se va dezvolta, vedeți și care sunt membrii acestei rețele și vă invităm cu toată încrederea să citiți aceste informații și în măsura în care doriți detalii să ne contactați și să luați legătura cu persoana care este responsabilă de această rețea de formatori. Și un ultim lucru pe care aș vrea să vi-l indic pe site este partea de contact, unde găsiți toate persoanele din Agenția Națională și departamentele din care fac parte. Vă rugăm, în măsura în care aveți întrebări sau neclarități sau doriți informații suplimentare despre programul Erasmus Plus, să ne contactați cu toată încrederea.
Și revin în acest moment la întrebările pe care dumneavoastră le-ați adresat colegelor mele. Și aici voi adresa la rândul meu aceste întrebări și colegele mele vă vor oferi răspunsurile. Așadar, prima întrebare. Ce se întâmplă dacă una dintre cele, să zicem, 5 persoane selecționate pentru mobilitate ca 1 nu mai poate participa la proiect, deși proiectul primește finanțare? Așa cum am menționat, în cadrul proiectului dumneavoastră, persoanele participante nu trebuie nominalizate, iar în cadrul selecției, recomandarea noastră este să vă asigurați că aveți alternative, că aveți soluții de rezervă, tocmai pentru asemenea situații care incumbă un risc în derularea proiectului. Așadar, cele 5 persoane sau o persoană se înlocuiesc din staful de rezervă selecționat de dumneavoastră. O altă întrebare este următoarea. Proiectul se scrie cu diacritice? Nu am vrut să menționez acest aspect pentru că e ciudat, dar el revine de fiecare dată. Proiectul se redactează în limba română, fără diacritice. Vă spusesem că formularul vă permite redactarea și în limba engleză sau franceză, dar recomandarea Agenției Naționale este redactarea pe cât posibil în limba română. În momentul realizării aplicației la secțiunea Partner Organization, secțiunea C2, trebuie să completez un câmp denumit Total Number of Learners, C2-1. Vroiam să știu dacă Total Number of Learners se referă la numărul de participanți, membri ai staffului organizației partenere sau numărul total de persoane instruite. Am verificat și Total Number of Learners, C2-1, nu face parte din formularul educației adulților. Deci să vă asigurați, așa cum spuneam și la început, că formularul selectat este cel corect. Vă răspunde totuși la întrebarea care se referă la partea a doua a întrebării, adică dacă numărul de participanți, membri ai staffului organizației partenere sau se referă la numărul total de persoane instruite. Nu este vorba de membrii organizației partenere, deci a formatorului. Dumneavoastră vă referiți la persoanele din cadrul organizației dumneavoastră, propriul personal pe care îl trimiteți la formare. Vreau să știu de asemenea dacă pentru aplicația K1 Mobilitate pentru educația adulților este nevoie de scrisoare de mandat semnată de fiecare partener, având în vedere că lucrez la realizarea unei aplicații în care voi include 3 organizații partenere. Așa cum v-am menționat, membrii consorțiului formează și nominalizează un reprezentant, aceia sunt membrii, practic, care trebuie mandatați. Organizațiile partenere, deci formatorii, sunt cei care vă asigură cursurile de formare sau locația de job shadowing sau de misiunea de predare în străinătate. Vă rog, citiți încă o dată ghidul cu mare atenție și clarificați-vă noțiunile și indexii de conținut. În cazul în care avem deja semnat un acord de cooperare cu unul dintre parteneri, unde îl putem încărca sau trimite odată cu aplicația? Revin, nu este clar dacă vă referiți la parteneri pentru job shadowing și misiuni de predare, atunci îl încărcați, așa cum am menționat, în secțiunea O. Nu este neapărat necesar să fie un parteneriat, poate fi și un plan de activitate. Dacă vă referiți la la acțiuni de training, deci de formarea personalului, nu este necesar acest document. Participanții la mobilitate trebuie să fie angajați ai instituției aplicante sau pot fi membri activi sau voluntari? Având în vedere că majoritatea candidaților în cazul domeniului educației adulților sunt organizații non-guvernamentale sau organizații din fundații și alte organizații din zona societății civile. Așa cum recomandă ghidul, ideal este ca angajații să fie, ca participanții la proiect să fie angajați membri ai organizației, dar
prin extenso s-au acceptat și membrii activi, membrii fondatori și voluntari, cu condiția ca dumneavoastră să vă asigurați că tot acest personal cu un caracter mai mult sau mai puțin permanent față de personalul organizației dumneavoastră își aduce și la momentul încheierii proiectului și la momentul întoarcerii din mobilitate contribuția așa cum ați estimat și nu că a doua zi sau peste o săptămână au dispărut, ci practic toată investiția dumneavoastră de încredere și de nevoi a dispărut. Consorțiul poate fi realizat din 3 CCD sau poate fi un CCD coordonator și alte două organizații cu profil de activitate educație a adulților. Consorțiul poate fi alcătuit din 3, minim 3, organizații participante. Tipul acestora îl decide nevoia și instituție instituțională identificată și tipurile de obiectivele strategice comune stabilite între membrii acestui consorțiu. Minim 3, așa cum a spus și dumneavoastră. Pe ce ar trebui să se pună accent atunci când se elaborează planul de dezvoltare european? Am răspuns în mare și în acest sens, la pagina 263 din ghid, găsiți informațiile punctual, sunt 3 bulleturi foarte clar stabilite acolo. Dacă le respectați pe acelea, nu aveți cum greși în elaborarea planului de dezvoltare europeană. O persoană poate participa la mai multe cursuri de formare în cadrul aceluiași proiect de mobilitate, participarea sa fiind foarte bine argumentată și foarte necesară. IT și alt curs, iar ca rezultat final va fi crearea unui suport de curs ce va fi predat fie online, fie face-to-face. Nu există restricții privind participarea unei persoane la unul sau mai multe cursuri, aceleași persoane la unul sau mai multe activități. Recomandarea noastră a fost în permanență ca participarea și selectarea personalului să corespundă, cum spuneam, nevoilor identificate, motivația să se găsească în candidatură, dar, repet, ceea ce am susținut întotdeauna cu toții în explicațiile noastre a fost ca, desigur, o singură persoană sau un grup de persoane să nu monopolizeze întreaga tip de mobilitate, întregul tip de activități derulate în cadrul proiectului. Certificatul Europass de recunoaștere, unde poate fi găsit? Aveți pe site-ul agenției adresa și ea este europass-ro.ro. Dar consultați pe site-ul nostru și veți găsi cu siguranță, fără nicio problemă, adresa. Oricum, formularul în sine îl veți completa în momentul în care proiectul nostru este finanțat. În aplicație, în faza în care ne găsim acum, trebuie doar să-l menționați. Dacă activitatea în cadrul proiectului are loc de luni până vineri, se poate rămâne și pentru sâmbătă și duminică, la care se adaugă cele 2 zile de drum? Păi dacă biletul de avion este sâmbătă sau duminică, nu se poate. Dacă biletul de avion este luni sau marți, se poate. Mai era o întrebare, cine eliberează certificatul Europass anterior? Așa este, am sărit eu din greșeală. Certificatul Europass este eliberat de organizația trimițătoare, deci de dumneavoastră. El trebuie confirmat apoi de către organizația de parteneră, deci de formatorul de la care se deplasează cei din mobilitate, într-un anume capitol, dar deja sunt detalii referitoare la derularea propriu-zisă a proiectului. Așadar, răspunsul este organizația trimițătoare. La ce link poate fi găsită Declaration of Honor? Declaration of Honor, dacă veți parcurge cu diligență, nu știu, nu-mi vine alt termen în minte în momentul de față, formularul, veți constata că este un capitol, este o secțiune N,
de la N, în cadrul formularului. Deci nu este un link, v-am și spus de fapt în descriere, se imprimă, se completează și se anexează ca și document. La trimiterea online a formularului trebuie încărcat certificatul de identificare fiscală cu contul în euro sau RON? Certificatul de identificare fiscală este un document care se încarcă pe platforma URF a Comisiei Europene atunci când se face înregistrarea codului PIC. Nu are nicio legătură cu formularul de candidatură. Urmăriți webinarul de care vă vorbeam și veți vedea, contul nu are nicio importanță, în euro sau RON. Putem selecta data de începere a proiectului 1-7, având în vedere că unul din cursuri este în luna august 2015? Prima observație la această întrebare este că nu este o bună strategie de management și o bună planificare a modului în care se va derula proiectul dumneavoastră să începeți cu o mobilitate. Dacă noastră 1 iulie plecați în mobilitate, întrebarea este ce faceți în restul timpului și când ați făcut toate celelalte lucruri care trebuie să preceadă mobilitatea. Dacă aveți cursuri în luna august, în general, planificați-vi-le pentru anul următor. Este un factor imens de risc să vă puneți proiectul în 1 iulie, în condițiile în care anul trecut, de pildă, lista cu rezultatele candidaturilor și cu proiectele finanțabile a fost publicată în 15 iulie din condiții pur obiective, un număr de peste 500 de candidaturi care au trebuit să fie evaluate în mod egal, corect și obiectiv de un număr limitat de evaluatori. Documentele care trebuie încărcate în URF le vor înlocui pe cele de anul trecut? Iarăși în platforma URF, care se referă la PIC și nu la formularul de candidatură, nu trebuie încărcate documente noi decât dacă s-au produs schimbări majore în datele de identificare ale organizației. Dar, repet, nu vreau să ne risipim în detalii, consultați webinarul referitor la PIC. La trimiterea online a formularului trebuie încărcat certificatul de personalitate juridică? Ne întoarcem la aceeași problemă. Certificatul de personalitate juridică, ca și certificatul de identificare fiscală, sunt două documente specifice codului PIC. Ele trebuie încărcate numai pe platforma URF a Comisiei și nu în cadrul candidaturii. În cazul în care voi trimite aceiași membri ai personalului 4 la cursuri de formare în 3 țări diferite, costurile legate de suportul organizațional vor fi acordate pe fiecare deplasare sau per individ? Dacă veți revedea prezentarea, veți vedea că suportul organizațional, și citind și ghidul, se acordă pe numărul de participanți la proiect și respectiv, în cazul dumneavoastră acum, la mobilitate, dacă aveți o singură mobilitate. Așadar, acest număr este cel care hotărăște cât suport organizațional veți primi. În secțiunea J4, Course Fee, pentru curs de 10 zile scriem 14 zile, durata totală? Dacă scrieți 10 zile sau 14 zile, oricum vor fi finanțate 10. Asta v-am spus. Dintr-o școală putem trimite 6 cadre didactice într-un flux și 6 în altul? Care e procentul rezonabil de cadre didactice care pot efectua mobilitatea raportat la numărul total de cadre didactice din școală? Admițând că școala despre care vorbiți este încadrabilă în domeniul educației adulților, ceea ce sigur nu este imposibil, puteți trimite numărul, așa cum am menționat, la profilul participanților, numărul de cadre didactice pe care proiectul și nevoile dumneavoastră le justifică. Nu există niciun număr, niciun procent, nici minim, nici mai ales maxim. Minim, sigur, este dictat de numărul
impus de formatorul dumneavoastră, numărul participanților impus de formatorul pe care îl alegeți dumneavoastră. Perioada efectivă a cursului, trainingului, trebuie specificată în formularul de aplicare? În momentul în care completați formularul, va trebui să descrieți activitățile, în primul rând, pe care urmează să le urmați și durata acestora. Perioada efectivă a cursului trebuie specificată în câmpul aferent cărți fiz, deci în momentul în care completați acel câmp, trebuie să indicați durata efectivă a trainingului. Înscrierea pentru a obține PIC o putem face numai dacă și când avem în intenție participarea într-una din secțiunile programului? Nu, vă puteți înscrie PIC, dar iarăși nici asta nu are legătură cu formularul de candidatură. Vă puteți înregistra oricând și obține un PIC, dar el nu este necesar decât dacă veți participa începând din, mă rog, 2014 l-ați ratat, 2015 până în 2020, perioada de derulare a proiectului, a programului Erasmus+. Aceasta a fost de altfel și ultima întrebare pe care ați transmis-o în cadrul webinarului. Mulțumim foarte frumos pentru participare și ne cerem scuze încă o dată pentru cele câteva minute de întârziere cauzate de mici erori tehnice. Așa cum v-a transmis și colega mea și cum s-a mai menționat deja pe parcursul acestui webinar, îl veți găsi înregistrat atât pe canalul YouTube al programului în România, cât și pe site-ul nostru în secțiunea dedicată proiectelor de mobilitate de educație a adulților. Vă repet și vă readuc aminte faptul că puteți oricând să contactați echipa Agenției Naționale pentru întrebări suplimentare și aveți pe site-ul nostru toate datele de contact. Le mulțumim încă o dată Ancăi și Mărioarei pentru această prezentare și pentru participarea la webinar și vă dorim mult succes pentru noul termen limitat.